Traficul începe să se aglomereze în centrul capitalei după ce pasajul Unirii din București a fost închis circulației. Au început lucrările de reabilitare, lucrări care vor dura până la 1 septembrie. Toți șoferii sunt acum obligați să tranziteze piața Unirii pe deasupra pasajului. Traficul va fi îngreunat până luna septembrie, până la începutul lunii mai exact, atunci când lucrările de consolidare ale pasajului ar trebui să fie gata. Pasajul devenise un adevărat pericol. Vor fi înlocuite toate elementele arhitecturale degradate, care riscau să se desprindă în orice moment. Partea carosabilă va fi refăcută de la zero, cu delimitarea și cu semnalizarea clară a benzilor de circulație, precum și a spațiului ce separă cele două sensuri de mers. De asemenea, sistemul de iluminat va fi înlocuit în totalitate și în premieră pentru țara noastră va fi montat și un sistem performant de ventilație pentru extragerea noxelor și pentru asigurarea unui aer curat. Urmărim chiar acum imagini în direct din centrul Bucureștiului de la Piața Unirii, așa cum puteți vedea și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, traficul e din ce în ce mai aglomerat în acest moment.